permisiunea dumneavoastră, vă salut pe toată lumea, bună ziua, vă spun. Vă mulțumim pentru prezența pe care o avem astăzi la conferința de presă a Partidului Național Liberal. În județul Neamț, împreună cu colegii mei, domnul vicepreședinte al Biroului Politic Executiv, domnul deputat Laurențiu Lăuș, prin vicepreședinte, domnul senator Eugen Țapu, vom susține o conferință de presă pentru a intra în actualitate, a vă prezenta ultimele teme ca urmare a moțiunii de cenzură, ca urmare a faptului că a trecut și luna noastră și guvernul Orban și a continuat activitatea, și ca urmare a proiectelor pe care vom dori să le desfășurăm în continuare împreună. Pentru început o să-i dau cuvântul domnului senator, domnule prim vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă spun și eu bine ați venit la conferința noastră de presă. Teama de democrație, acesta a fost de fapt motivul pentru care Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură. Pentru că, da, teama de democrație înseamnă teama de a accepta alegeri în două tururi de scrutin. Oamenii, majoritatea oamenilor, au probleme de rezolvat. Peste 90% dintre problemele cetățenilor țin de primării, de primari. De aceea este foarte important ca primarii să fie aleși de un număr cât mai reprezentativ, cât mai mare dintre cetățeni în fiecare localitate. De fapt, moțiunea de cenzură, votanții moțiunii de cenzură, nu au votat împotriva guvernului Partidului Național Liberal și nici a Partidului Național Liberal, ci au votat împotriva românilor. Pentru că peste 80% dintre români doresc alegeri la primari în două tururi. Asta este realitatea. Deci, în concluzie, domnii de la PSD se tem de democrație, se tem de a avea pentru consiliile locale și pentru primării dezbateri serioase, dezbateri de idei, dezbateri pe proiecte și ca primarii să fie aleși de un număr cât mai mare de cetățeni, cât mai reprezentativ în comunitățile locale. Haideți să ne oprim acum puțin asupra ceea ce a însemnat 3 luni de guvernare, sau mai corect spus, 3 ani de guvernare PSD versus 3 luni de guvernare PNL. Întâi de toate, pentru a-și respecta angajamentele luate în fața românilor, Partidul Național Liberal a trebuit să repare tot ce a stricat Partidul Social Democrat în 3 ani de zile anterior. Și credeți-mă că a stricat foarte mult. Enorm de mult. O să vă reamintesc așa câteva din lucrurile negative pe care le-au făcut. Recursul compensatoriu, da? Și în circa 20.000 de infractori periculoși violatori au fost eliberați din pușcării și foarte mulți dintre ei au recidivat. Celebra ordonanță 13. Întoarcerea spatelui către partenerii din Uniunea Europeană și către partenerii strategici din NATO. Celebra ordonanță 114, care a afectat grav economia națională. Și sunt și multe alte lucruri. Împrumuturile pe bandă rulantă făcute de domnul Teodorovici la cele mai înalte dobânzi de pe piață, pentru că piețile financiare nu aveau încredere în politicile fiscale ale guvernului PSD. Incapacitatea de a atrage fonduri europene. Niciun kilometru de autostradă, niciun spital, așa cum au promis. Și pot continua până mâine dimineață cu ce au distrus PSD. În aceste 3 luni, Partidul Național Liberal a trebuit să repare tot ce a stricat PSD-ul, aproape tot. Eu zic că Partidul Național Liberal și-a asumat și guvernarea, a avut curajul și-a asumat guvernarea și a început să facă lucruri foarte, foarte bune. Spre exemplu, am eliminat acciza la carburanți, iar România astăzi are cel mai mic preț la pompă din Uniunea Europeană.
Am eliminat contractele part-time. Am rezolvat problema transporturilor elevilor. Am abrogat legea recursului compensatoriu. Am eliminat pensiile speciale. Am construit un buget realist în doar 2 luni, în care am prins și sumele necesare majorării. Și sumele majorării pensiilor la 1 septembrie și majorarea salariilor profesorilor, dar și 50 de miliarde de lei pentru investiții. S-a vorbit de ordonanțele de urgență din ultima ședință de guvern de luni. O să fiu aici foarte scurt, pentru că o să intre în detalii colegul meu, domnul deputat Leoreanu. Dar trebuie să amintim că ați văzut propaganda demagogică, că noaptea ca hoții, păi nu, domnilor, noi n-am dat ordonanță, cum ați dat voi ordonanța 13 să-l salvați pe Dragnea, noaptea ca hoții. Noi am dat ordonanțe ca să reparăm ce a stricat voi. De exemplu, unele dintre ordonanțe. Peste 65.000 de elevi vor avea asigurată masă caldă. A fost îndepărtat pericolul ca România să fie obligată să returneze 2 miliarde de euro, pentru că tot PSD-ul, prin consiliile județene conduse exclusiv de PSD, în programul de pe mediu de apă și canalizare, nu au făcut investițiile corect și legal. Și a fost dat ordonanță. Alocarea peste 500 de milioane de euro pentru a atrage gaz în localitățile din România. Și lucrurile pot continua. Salvarea complexului energetic Oltenia, salvarea Taromului. În esență, despre asta e vorba în ordonanțele de urgență. Despre lucruri care erau chiar urgente și care chiar vin să salveze companii strategice, să îmbunătățească viața fiecărui român. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator, și pentru prezentarea făcută și pentru activitatea susținută la nivelul comisiilor parlamentare și Parlament. Domnule deputat, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă salut și eu. Și am să încerc să fiu pe o frontieră între politic și tehnic, să vin cu niște precizări care să aducă lumină, să aducă lămurire pe ceea ce s-a discutat în ultimele zile. A subliniat foarte bine domnul senator aici despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni. Și dacă punem versus cele 3 luni de guvernare liberală și cei 7 ani de guvernare social-democrată, putem constata o diferență majoră, măcar din punct de vedere calitativ și atenție față de România și față de români. Într-adevăr, în câteva zeci de zile s-a reușit ceea ce Partidul Național Liberal și-a propus și a avut ca obiective în programul de guvernare, eliminarea supraaccizei la combustibil, eliminarea suprataxării la contractele part-time, abrogarea recursului compensatoriu. Iată că s-a venit cu angajarea alegerii primarilor în 2 tururi, de unde a și plecat moțiunea PSD, care înseamnă mai multă democrație și care înseamnă mai multă reprezentativitate pentru aleșii locali, în același timp eliminarea pensiilor speciale, lucruri pe care noi le-am anunțat și care în sufragile românilor, prin studii sociologice, adună o largă majoritate, peste 80% din populație susțin aceste măsuri. Aș reveni acum la ceea ce s-a întâmplat legat de aceste ordonanțe de urgență. Și aș vrea să fac 2 precizări vis-a-vis de momentul și cum și de ce au fost emise. Și apoi am să și subliniez câteva din acestea legate de necesitățile și de urgență, așa cum și spune denumirea ordonanței de urgență. În primul rând, când s-au dat noaptea ca hoții, așa cum PSD-ul tot aclamă, de fapt, luând și copiind această sintagmă, nici măcar n-au reușit aici să fie original, să vină cu un alt mod de a se exprima, pentru că cu această ședință de guvern a început foarte clar și foarte frumos la lumina zilei.
Vă informez că această ședință de guvern a durat 9 ore. Au fost dezbateri, au fost discuții, au fost asumări și sigur că s-a dus până seara mai târziu. Dar 9 ore a durat această ședință și a început foarte clar în prima parte a zilei. Deci, în primul rând, a fost noaptea ca boții. În al doilea rând, guvernul se afla în pragul unei moțiuni de cenzură. O moțiune de cenzură care se afla pe muche de cuțit, dacă va trece sau nu va trece. În cazul în care ar fi trecut ceea ce s-a și întâmplat, după cum știți, guvernul își păstrează prerogativele de a guverna interimar, dar nu are o anumită pârghie, și anume aceea de a emite ordonanțe de urgență. Tocmai pentru că activitatea guvernului într-o perioadă în care este interimar ar putea să dureze 3 săptămâni, o lună, 2 luni, atunci guvernul și-a luat măsuri, a fost precaut și pragmatic și a gândit cum poate să facă astfel încât lucrurile să funcționeze pe niște presiuni, pe niște urgențe care erau în acel moment pe masă. Și dacă vom lua cele 25 de ordonanțe de urgență și le vom împărți pe timpul în care guvernul va veni, va lucra interimar, vom vedea că vom fi sub media națională a ordonului guvernului de eliberare a ordonanțelor de urgență. Deci pragmatismul și urgența a impus aceste măsuri. Și au fost niște măsuri foarte bune pentru români. Nu au fost ordonanțe de urgență care să creeze partipriuri, care să aducă anumite favoruri sau anumite poziții de a căuta o ieșire mai ușoară pentru unii membri de partid sau un grup de interese, așa cum a făcut PSD cu ordonanța 13 și pe urmă a venit repede de frica străzii cu ordonanța 14 să stingă lumina. Vorbim, așa cum s-a spus, de faptul că trebuia rezolvată problema navetei elevilor. Și ne aducem aminte cu toții că dacă naveta ar fi putut fi decontată, poate nu mai fi avut acel caz Caracal, unde acele fete care au căzut victime unor criminali, unor proxeneți, au trebuit să facă naveta la ea mânene, cum se spune. Dacă avea transport și dacă naveta era decontată, poate ar fi putut să circule mobilizat și nu s-ar mai fi întâmplat acele lucruri. Deci avem un lucru bun pentru școlari, pentru elevi, pentru că în urma unei decizii a unei curți constituționale, un articol din lege a fost declarat neconstituțional și nu mai putea fi decontată naveta elevilor. Acum, prin această ordonanță de urgență, naveta elevilor poate fi decontată prin documente justificative care merg și se depun la școală din bugetul Ministerului Educației. În același timp, s-a dat ordonanță de urgență care să poată asigura bilete de tratament pentru pensionari. Peste 200.000 de pensionari vor fi beneficiare acestei ordonanțe de urgență. Deci este vorba de a crea platforma legală și operațională pentru ca pensionarii să poată beneficia încă de la începutul anului de bilete de tratament, nu cum de obicei să le dea pe la jumătatea anului, încât să mai prindă doar cine mai poate și să se facă o economie la buget prin faptul că pensionarii nu mai reușeau să-și ridice biletele. Nu, de la început noi am creat acest mecanism. Dacă vorbim tot de elevi, atunci vorbim despre triplarea numărul de școli aflat în programul pilot național Masă Caldă în Școli. Știți că în programul pilot erau 50 de unități școlare, acum sunt 150 de unități școlare. Au beneficiat de acest program 23.454 de elevi, acum vor beneficia 63.500 de elevi de acest program Masă Caldă în Școli. De asemenea, așa cum a amintit și domnul senator, erau probleme cu două companii importante de interes național, Complexul Energetic Oltenia și Talon, care au fost lăsate de PSD în prag de colaps, căpușate cu tot felul de angajări și firme care desfășurau activități pe spatele acestor companii. Ați văzut că la Talon a fost anunțat nu de mult că practic aproape toți angajații sunt rude între ei de acolo. Deci iată că lucrurile au derapat și au dus la imposibilitatea funcționării acestor companii. S-a creat această pârghie, un ajutor de stat, pentru că aceste companii să poată funcționa și pe mai departe.
tot prin ordonanță de urgență, s-a creat posibilitatea ca statul român să își poată asigura depozitul, echipamentele și resursele în cazul unei crize epidemiologice. De asemenea, a se lua măsuri cu scanere termice la aeroportul vis-a-vis de acest virus care a bulversat lumea, coronavirus. Deci măsuri importante pentru sănătatea oamenilor. Sunt acțiuni importante care s-au luat în această perioadă. Liberalizarea programelor naționale de sănătate. Și aici lucrurile au fost duse și variate dintr-o extremă într-alta și nu s-a mers pe ideea foarte clară prin care statul a dorit ca cei bolnavi să poată să apeleze ori la stat, ori la privat în aceleași condiții, fără să mai plătească o plată și în același timp să se bucure de servicii medicale pentru aceeași speță în cadrul acelorași sume decontate. Spunea cineva că prin această măsură vor fi mai puțin cetățenii care vor putea beneficia de aceste servicii medicale decontate de casă. Nu este adevărat. Pentru că dacă o operație de rinichi, de exemplu, la stat ar costa 3.500 de lei și în privat s-ar deconta 7.000 de lei, da, ar fi o problemă pentru că ar putea dispărea un bolnav. Cu banii pentru 3, de fapt, ar fi tratați 2. Dar în același timp, când pentru aceeași speță se decontează aceiași bani, înseamnă că nu avem o problemă. Tot această speță rezolvă probleme pentru cetățeni care au atac cerebral, care au infarct miocardic, astfel încât să fie sistemul mult mai operativ și să poată să salveze vieți. Gândiți-vă că sunt tratamente. Oameni care stau la rând și așteaptă un examen cu rezonanță magnetică sau radioterapie și care sunt programați peste o lună, peste două, peste trei, în cadrul spitalelor medicale, spitalelor care au decontări prin bugetul de stat, spitale din sistemul public și care nu au capacitatea, practic, să trateze mai mulți și mai repede. Ce facem cu acei bolnavi? Îi condamnăm, practic, a priori, la moarte. Aici a căutat să intervină guvernul tocmai pentru a rezolva o problemă pentru oameni, pentru români. Eu cred că aceste măsuri sunt măsuri bune. Nu sunt măsuri care să ducă să creeze derapaje. De asemenea, o altă ordonanță de urgență reglementează relația între poliția judiciară și parchete, astfel încât activitatea să poată fi mult mai rapidă, colaborarea mult mai lesne și depusă în practică mai ușor legea. Deci lucrul care vin să aducă un plus pentru România. Nu este nimic și nimeni, ați văzut toată lumea, dacă a intrat într-o zonă a criticii, a intrat doar că au fost date multe și într-o zi. Nimeni n-a spus, nici chiar de la opoziție, că acele ordonanțe de urgență n-ar fi bune, că acele ordonanțe de urgență sunt păguboase, că acele ordonanțe de urgență sunt create pentru un grup de interes. Nu! Nimeni n-a comentat buna lor intenție și de fapt că ar aduce un plus. De asemenea, a venit și a precizat, pentru că nu au existat în detaliu puse la punct alegerile anticipate. Iată că pentru prima dată în România poate apărea un astfel de eveniment și nu trebuie să fugim de el. Pentru că uitați-vă, în Spania, vorbesc numai în ultimii 2 ani, în Spania au avut loc alegeri anticipate, în Austria au avut loc alegeri anticipate, în Anglia au avut loc alegeri anticipate, în Italia au avut loc alegeri anticipate. Deci acolo unde se constată un blocaj, există acest mecanism democratic pentru a debloca. Acest lucru îl avem și noi în momentul de față. Noi, Partidul Național Liberal, nu am alergat după alegeri anticipate. Noi am spus din capul locului. Noi avem un program de guvernare, avem obiective foarte clar stabilite și acelea sunt, de fapt, țintele noastre. Obiectivele pe care le-am anunțat românilor, obiective dorite de români și care sunt trecute în programul de guvernare. Dar dacă pentru a atinge aceste obiective trebuie, pe traseu, să ne întâlnim și cu alegerile anticipate, noi nu fugim de alegerile anticipate. Mergem către români, mergem către populație, către cetățeni, cu fața către ei, mergem în alegeri anticipate, ei să decidă și să putem avea un parlament funcțional, un parlament bine intenționat în favoarea românilor și a României și un guvern care poate să ducă la îndeplinire ceea ce și-a propus
un guvern așa cum se arată a fi guvernul Orban, un guvern care să reformeze sistemele funcționale din România, să aducă un plus în general pentru români, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru economie, iată și pentru sistemul electoral din România, pentru că au venit aduse niște lucruri bune. S-a văzut de la prezidențial, alegerile s-au desfășurat în condiții normale, nu a existat niciun partid care să critique cum s-a desfășurat alegerile prezidențiale. Același sistem este expus și pentru parlamentare. Astfel încât cei din diaspora să poată vota pe parcursul a 3 zile, să existe posibilitatea să voteze, adică să nu să restrângem democrația, ci să o lărgim. De aceea eu cred că aceste lucruri nu au făcut decât să aducă un plus, iar guvernul a fost atent, intrând într-o perioadă în care nu ar mai putea să emite ordonanțe de urgență, tocmai de aceea să creeze toată platforma pentru ca România să poată funcționa mai bine și mai democratic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dragii mei, în încheiere vreau să completez și să întăresc câteva din mesajele transmise de colegii mei pentru a fi foarte bine înțeleși în ce moment suntem și de ce suntem aici. Practic, Partidul Național Liberal și-a asumat un lucru transparent, democratic și solicitat de populație, anume votul în două tururi pentru primării, pentru aleșii locali. Partidul Social Democrat a zis că nu este de acord cu această intenție, cu acest demers al Partidului Național Liberal și a depus moțiune de cenzură. Deci PSD-ul nu a vrut vot în două tururi, nu a vrut ca democrația să aibă o susținere largă în alegerile locale. De aceea s-a ajuns în situația de a avea o moțiune de cenzură după 3 luni de guvernare liberală. Nu este niciun fel de problemă, pentru că Partidul Național Liberal și-a asumat fie să meargă în ideea de a da alegeri în două tururi pentru alegeri locale, fie dacă nu și nu s-a dorit acest lucru, vom merge pe ideea alegerilor anticipate. Pentru că și eu, ca și fiecare dintre dumneavoastră, scriind despre activitatea socială politică și noi, confruntându-ne, solicitând votul, trebuie să ne întoarcem la electorat. Susținem ideea alegerilor anticipate, tocmai pentru a ne întoarce cât mai repede la electorat și tocmai ca în următoarea perioadă scurtă de timp să putem organiza alegeri și după 4 ani de zile să existe o guvernare și stabilitate. Ideile pe care le propag unii privind haos, privind o degringoladă, sunt idei greșite și nu dovedesc decât când au înțeles ceea ce s-a întâmplat. Noi am vrut și dorim alegeri în două tururi, nu s-a dorit acest lucru în Parlament de către PSD, vom merge în alegeri anticipate, ne întoarcem către electorat, către popor, așa cum am făcut-o și la referendumul și la alegerile europarlamentare din 2019, cum am făcut-o și la alegerile prezidențiale. De aceea vă spun că Partidul Național Liberal este pregătit pentru a intra în alegeri anticipate, fără niciun fel de emoție și fără niciun fel de problemă în a gestiona drumul către victorie. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez. Așa cum au spus puțin mai devreme, într-un cadru general, despre realizările guvernului PNL, guvernului Orban. Vreau să nu fie trecut cu vederea că pentru județul Neamț, ca să vorbim și aici pe caz, la Comuna Chiapeni a fost rezolvată o problemă care nu a rezolvat-o niciun alt guvern până acum, de vreo 10 ani de zile, cu acea datorie de 6,9 milioane de lei care ținea comuna blocată. Deci s-a întâmplat în cadrul acelor șir de ordonanțe despre care vorbea puțin mai devreme domnul deputat Leureanu. Lucrul acesta este un beneficiu pentru toți locuitorii din comună, pentru toată zona Valea Muntelui, pentru că în momentul de față vor putea accesa proiecte europene. Știți foarte, foarte bine că acea localitate era blocată. De asemenea, tot pentru județul primar pe zile. Da, corect. De asemenea, tot pentru județul Neamț. Prin aceste ordonanțe de urgență pe care se vorbea, în comuna Răucești se completează și, cum este la Roma, programul cu masă caldă, și în comuna Răucești vor beneficia copiii de programul masă caldă, 1,4 milioane de lei. Este în cadrul acelor ordonanțe de urgență. Dacă cineva se întreabă de ce s-au dat, uitați și aici de ce. De asemenea, pentru județul Neamț, Partidul Național Liberal, guvernul Orban, va continua și aloca investiții, bani pentru investiții, pentru lucrările care se derulează pentru drumul de pe Valea Muntelui. Deci, picați cu Ana va fi terminat. Ca să nu fie nici niciun fel de discuții, suspiciuni că se blochează. Nu. Partidul Național Liberal va continua dezvoltarea județului. De asemenea, pentru ceea ce înseamnă
studiu de fezabilitate și infrastructura rutieră pe legătura Piatra-Neamț-Bacău, drumul expres. Aceste lucruri sunt în continuare în activitatea pe care guvernul Orba o va derula. De aceea vă spun că noi, Partidul Național Liberal, mergem înainte cu fața deschisă, cu ochii deschiși clar și cu privirea senină și liniștită către electorat. Ne dorim ca aceste alegeri anticipate să fie cât mai repede și bine organizate, așa cum au fost organizate și alegerile prezidențiale, tot de guvernul PNL, de domnul prim-ministru Orban, și în continuare vom fi în fața dumneavoastră la orice întrebări pe care le veți avea.